Trei transnistreni au murit și unul a fost grav rănit în masacrul de la Kiev, anunța agenția de știri Tiras cu referire la surse confidențiale de la Tiraspol. Sursa mai informează că de partea Euromaidanului de la Kiev au luptat cu unitățile Berkut și cetățenii Transnistriei. Astfel, pe parcursul ciocnirilor armate din Ucraina, din autoproclamata RMN au plecat peste 100 de luptători, în special din rândul tinerilor și al veteranilor războiului de penistru din 1992. Ei au fost înrolați în detașamentele autoapărării și ale formațiunii Pravii Sector, ca rezultat trei transnistreni transnistrene au fost omorâți și unul rănit, aflându-se într-o stare foarte gravă. Numele voluntarilor Maidanului din Transnistria deocamdată nu se vor face cunoscute. La fel nu se afișează și numele celor care au fost omorâți în ciocnirele stradale de la Kiev.